Navă, nu? Da, da. Și descrierea seamănă cu... Poate n-ar fi lipsit de interes să fie cercetată o necropolă din Curbura Buzăului, de lângă localitatea Scăieni, unde există schelete lungi de circa 2,30 m, 2,40 m. Nu e vorba de o poveste, nu e vorba de o legendă, nu e vorba de schelete de malformați sau știu eu bolnavi de gigantism. Sunt foarte bine proporționate și n-ar fi exclus să fie, cred eu, să fie de altă natură, poate chiar extraterestră, cine știe. Bine, intră cumva pe teoria atlanților, nu? Ar fi locuit la un moment dat și aici. Pentru că, dacă țin bine minte, cu vreo 2 ani în urmă și în Spania a fost descoperită o necropolă cu 20 de schelete, aproximativ 20, tot de aceleași, nu chiar de aceleași dimensiuni, dar comparabile. Da, interesant. Rodan, se vorbește mereu despre lucruri de genul ăsta. De ce nu se cercetează această necropolă despre care vorbiți dumneavoastră? Vă spune că în România, în general, descoperirile au fost întâmplătoare. Necropola a fost descoperită. Da. Necropola a fost descoperită în anii 60. Așa. Și de atunci a fost descoperită și acoperită? A fost sădită o livadă cu merși. Deasupra. Deasupra. Și în timpul săpăturilor, când au plantat puieții respective, au dat de mormintele respective. Bun. Am fost cu o jurnalistă acum 2 ani. Așa. Acolo. Necropola există în continuare, dar dumneavoastră ați văzut cu ochii dumneavoastră aceste schelete de 2,30 m? Da. Da. Iar, și nu ați semnalat acest lucru celor care ar trebui să le cerceteze? Nu eu, învățătorul satului în anii 60 a luat un fragment, un femur de acolo, l-a înfășurat în ziar, s-a dus la un antropolog din Ploiești, așa, l-a pus pe masă, l-a invitat să vină acolo, dar ne-a povestit după aceea că antropologul, nu mai știu cum îl chema, s-a uitat la osul respectiv și a spus așa ceva nu poate să existe, trebuie să fie de vacă. De... Bine, asta este reacția parizianului care s-a dus la jardin de plante, a văzut girafa și a spus așa ceva nu poate să existe. Da, da. Dar nu mai suntem în 1960, suntem în anul 2007. Nu, ar fi foarte interesant. Dar nu putem găsi, mass media, dar nu putem, păi da, nu, eu vreau să canalul vreau dumneavoastră de televiziune. Dacă nu există, nu poate organiza o astfel de expediție, că nu e. Eu am încercat să propun lucrul. Nu e în Antarctica. Cineva să înțeleagă că e important, pentru că dacă e adevărat, dai lovitura și atunci eu. Bineînțeles. Dacă nu e adevărat, trebuie să lămuri. Nu trebuie lămurit odată. Absolut. Eu așa cred că trebuie procedat. E o treabă reală, verificată. Și acum și mâine, dacă mergem acolo, putem să discutăm cu doi bătrâni care cunosc foarte bine și orientarea mormintelor și pentru, știu eu, cu o încurajare de niște bani acolo, ei pot deshuma un asemenea... Întrebarea este dacă nu încălcăm vreo lege cu ocazia asta. Păi asta ar trebui făcută cu sprijinul autorităților. Dacă ar fi să așteptăm aprobări, de prin anii 60 se tot așteaptă. Dar eu nu cred că atunci au fost formulate astfel de cereri, astfel de propuneri. Acum, era riscant, cred, totuși, pe vremea asta. Da, acum cred că propuneri. Nu ne împiedică nimic. Absolut. A încercat... De ce, ar fi o descoperire senzațională. De ce n-ar face canalul dumneavoastră? De ce n-ar lua inițiativa? Vreau să propun în continuare lucrul ăsta. Sigur, a fost o încercare a mea. S-a nimerit tot vara înainte de concediu. Și așa a rămas. Hai să încercăm acum. Păi da, sigur să că încercăm acum și poate chiar și o facem. Nu putem găsi niște tineri antropologi care să fie cu adevărat interesați.